La numărul de SMS 1284, mai mulți severineni ne-au cerut informații despre locurile de veci din cimitirul ortodox Sfântul Ștefan. Aș dori să știu când vor mai putea fi concesionate locuri de veci în cimitirul Sfântul Ștefan. Am înțeles că momentan nu este posibil acest lucru și aș vrea să știu care este motivul. Cât costă concesionarea unui loc de veci în cimitirul Sfântul Ștefan? Mai sunt locuri disponibile sau toate parcelele au fost deja concesionate? Pe ce perioadă se face concesionarea? Reporterii RTS s-au interesat și au aflat răspunsuri la întrebări dumneavoastră de la administratorul cimitirului Sfântul Ștefan. În momentul de față avem locurile numai în sectorul de urgență, pentru mormântările urgente și ne-am apucat pentru construirea unui nou sector, pentru a fi pus la dispoziția cetățenilor. Câte locuri se construiesc în momentul de față? Vedem cât este din parcela respectivă. După ce va fi parcelat, se va dar îl pune la dispoziție la cetățeni. Și dumneavoastră, dacă aveți o problemă și nu sunteți luați în seamă de factorii responsabili, trimiteți un SMS la 1284, sunați la telefonul redacției 0252 -320 -320, sau pur și simplu trimiteți o scrisoare pe adresa redacției Strada Băile Romane, numărul 1, prin care să ne prezentați situațiile.